Cachi roho brilliante, plantat în 2020. Sta să scot bățul ăsta de la pipinile Roman și pe care l-am protejat peste iarnă și acum l-am dezvelit și am făcut o mică tăiere. Eu aș vrea să-l conduc cu ax, pentru că are un lemn foarte fragil și se rupe foarte ușor. Și atunci, dacă îl facem vas, este posibil ca sub greutatea fructelor să sperăm că o să avem, adică fructe, este posibil să se rupă o șarpantă și atunci să rămâne numai în două sau chiar mai rău. De aceea o să-l conduc cu ax. Deci am lăsat practic axul vertical. I-am tăiat de aici. I-am tăiat concurenții axului și pe ax în jos lăsăm crenguțe. Iar jos, în partea de jos, am lăsat chiar și o șarpantă mai lungă. Să sperăm că o să mai dea ceva creșteri jos, ca să pot să-i fac o bază, un suport și în partea de jos. Cachi, după cum știm, rodește pe ramuri anuale. Da? Mugurașii aceștia care se văd la... care se văd, de exemplu, astea din vârf, muguri de rod. Anul trecut a avut câteva floricele, dar nu le-a ținut. Fiind primul an, nu a reușit să ducă și fructele. Deci, practic, după înflorire au căzut. Ce să vă mai spun despre el? Roho Brilliant este autofertil, deci nu-i trebuie polenizator. Și a rezistat iarna asta. Bine, a fost și protejat. O să mai proteje și iarna viitoare și apoi îl las de capul lui. Pentru că rezistă. Atunci când este matur, rezistă la temperaturi chiar și sub minus 10 grade. Ok. Mulțumesc frumos.